Salut! Tocmai acum ce mi-a venit gândul ăsta în minte și am zis să vi-l spun și vouă. Ai văzut cum e dimineața, te trezești, oboseală, mai te enervezi în trafic. De exemplu, am pus copilul în spate și vrea să-l pun cu ghiozdan cu tot. O tâmpenie, dar zic așa, știți cum e când ai copii, care știu, care au copil, începe să urle, să țipe și așa mai departe și te enervezi și în momentul ăla dimineața ți-a dat ziua peste cap, ți-o strică, știi? Ăsta ar fi gândul rău, gândul negativ. Iar ieri, sau la alte, nu mă țin minte exact, când l-am dus și l-am lăsat la grădiniță, mi-a zis bye bye daddy, știi? Așa zice el în limba engleză, l-am lăsat la grădiniță, are 3 ani. E, gândul ăla mi-a rămas în minte toată ziua, plus și acum mi-l mai aduc aminte, cel a fost gândul frumos, gândul bun. Și gândul rău pe care l-am avut acum 15 minute, să zic maxim, s-a dus. Deja s-a dus, am fost nervos pe moment. Deci ideea acestui material era că gândurile frumoase sunt mai puternice decât cele urâte, decât cele rele. Răutatea, invidia, toate aceste sentimente vin și pleacă repede. Când cele sentimentele opuse, adică de bine, de dragoste, iubire și chestii de genul ăsta, rămân, dacă v-ați dat seama, rămân pe ani de zile. Îți aduce aminte de o persoană cu care te-ai certat, cred că îți aduce aminte mult mai multe momente frumoase decât rele, decât atunci când te-ai enervat sau când, nu știu, ai simțit, te-ai certat cu persoana respectivă. Știi că ești certat, conștientizezi, că ții minte, dar sentimentul nu mai ai. Și chestia asta m-a făcut în dimineața asta să realizez că până la urmă binele va învinge. Oricât ar fi de noaptea de tunecată, tot iese soarele dimineața, știi? Am dat în dimineața asta, că nu știu ce a fost cu mine, cred că de la proteine. Prea multe proverbe și vorbe inteligente în dimineața asta. Vă transmit să aveți o zi frumoasă și gândiți-vă la ceva frumos, la ceva, nu știu, ceva care vă bucură și nu lăsați să vă strice ziua un moment. Vă pup la inimioară. Ciao!